Președintele PMP Neamț, Laurențiu Dulamă, flancat de vicepreședinții Ionuț Moroșanu, Angelica Vasiloae și Bogdan Gavrilescu, au susținut o primă conferință de presă după congresele extraordinare ale PMP și UNEPR, care au decis fuziunea prin absorpție a celor două formațiuni politice. La Congresul de Unificare s-au aprobat modificări ale statutului și s-a decis păstrarea însemnului electoral al partidului, mărul, precum și păstrarea aceluiași imn, iarba verde, de acasă. Fuziunea prin absorpție care a avut loc ieri, 20 iulie, când cele două congrese extraordinare ale Partidului Mișcarea Populară și ale UNEPR-ului au aprobat în unanimitate protocolul privind fuziunea prin absorpție a celor două partide. Vreau să vă spun de la bun început că Partidul Mișcarea Populară, începând de ieri, este un partid nou creat prin această fuziune, a avut modificări, s-au aprobat în Congresul Extraordinar de ieri și modificări la statutul partidului. Ca semn electoral rămâne semnul care îl vedeți în spate, deci sigla Partidului Mișcării Populare, iar imnul, bineînțeles, același care a fost și până acum al Partidului Mișcarea Populară. UNEPR a devenit, după congresul din 20 iulie, membru de drept al PMP cu reprezentare de 50%. S-a creat și un organism politic nou, respectiv Consiliul Executiv al PMP, la nivelul fiecărui județ. Va fi o distribuție echilibrată în teritoriu, așa cum s-a stabilit la acest congres extraordinar, respectiv 50%, 50% cu partenerii noștri care, începând de ieri, sunt membrii de drept ai Partidului Mișcarea Populară. Așa cum am spus, tot la Congresul Extraordinar s-a votat în unanimitate și modificarea statutului. A apărut o funcție nouă și mă refer aici în primul rând la Consiliul Executiv Județean Neamț, unde în afară de structura veche de conducere a mai apărut o funcție de prim-vicepreședinte la nivel județean. Pentru orașe și municipii, structura a rămas aceeași ca la vechiul Partid Mișcarea Populară. Din toamnă, PMP Neamț va avea și reprezentare parlamentară prin cei doi deputați, Liviu Harbuz și Constantin Moisii. În județul Neamț, PMP are un număr semnificativ de funcții în administrația publică locală. Pentru județul Neamț, Partidul Mișcarea Populară, așa cum știți, probabil, dar îmi fac datoria de președinte să vă reamintesc, avem doi deputați, respectiv domnul deputat Moisii Constantin și domnul deputat Liviu Harbuz. Avem doi consilieri județeni după alegerile din 5 iunie. Avem trei primari de comune, Ștefan cel Mare, Borca Păstrăveni. Avem, începând de ieri, 77 de consilieri locali. Iar, bineînțeles că în urma alegerilor din 5 iunie, cum bine știți, funcțiile respective negociate pentru formarea unor majorități, avem vicepreședinte Consiliului Județean, avem viceprimar la municipiul reședinței de județ Piatra Neamț și 5 viceprimari în comune. La alegerile parlamentare din luna decembrie, PMP va avea reprezentanți în toate secțiile de vot și organizații în fiecare localitate a județului, fie din fostul PMP, fie din cel al UNEPR. Partidul Mișcarea Populară va avea din toamnă grup parlamentar, iar e bine de știut că vom avea oameni în toate secțiile de votare pentru alegerile care se pare că vor avea loc în prima duminică a lunii decembrie. Vom avea reprezentare în teritoriu prin această fuziune, acolo unde Partidul Mișcarea Populară nu a avut organizație, avem organizații din fostul UNEPR. Și așa cum ați văzut și cred că după congresul de ieri, Partidul Mișcarea Populară a devenit a treia forță politică la nivel național și, bineînțeles, și la nivel județean. Președintele în exercițiu al PMP Neamț, Laurențiu Dulamă, a anunțat că formațiunea politică pe care o conduce a intrat din 20 iulie, data fuziunii, în campanie electorală.
În perioada următoare se va trece la inventarierea și organizarea tuturor filialelor din municipii, orașe și comune. Laurențiu Dulam a dat asigurări că PMP va deveni un partid mai puternic și că în perioada următoare se va organiza în Neamț de așa natură încât să devină cu adevărat cea de-a treia forță politică din România.